momente, 1 la 1 milion în fotbal. Sau la 1 trilion, na, da, deja e prea next level. Salutare și bine v-am găsit la un nou clip cu reacție de pe canal. Dacă mai vreți, băieți, clipuri cu reacție, pentru că nu fac foarte des, nu știu de ce, dar deja am cam exagerat cu ele în perioada mea de glorie. Dar nu știu, dacă mai vreți clipuri de genul, like acolo, la 2500 de like-uri, pentru că am salvat niște clipuri destul de interesante. De asemenea, nu uitați să vă și abonați, poate facem și noi 80.000 de abonați cât mai repede. Și chiar sunt curios ce momente vom avea aici, dacă chiar sunt 1 la 1 milion, dacă putem spune așa. Chiar sunt curios dacă mă vor uimi aceste momente, așa că să-i dăm drumul. Let's go! Ia, l-avem pe Ibracadabra. Hai că mai vorbesc așa dacă e. Ibracadabra face aici un truc magic, dă mingea peste portar, mingea lovește bara, încă o dată lovește bara. Cred că a intrat în poartă, nu? Parcă am mai văzut golul ăsta 100% într-un clip cu reacție, dar mingea a intrat în poartă. A avut puțin noroc aici, dar totuși execuția a fost de Ibrahimovic, adică nu mai el dă goluri de genul. El a inventat, ești nebun? L-avem aici pe Neuer, joacă și el cu Corea de Sud, sau cred că ăștia sunt. Sonaldo, Germania avea neapărat nevoie de gol. Neuer al meu juca atacant în momentul de față. Ia uite-l ce driblează. Și atacant și fundaș, am văzut că a vrut să recupereze. Sonaldo a stat acolo la limită și a profitat de ocazie. Un F în chat pentru Neuer. Din păcate Germania nu a trecut de grupe. Fostă campioană mondială, n-a reușit în turneul următor nici măcar să iasă din grupe, din păcate. Ce fac jucătorii ăștia doi și arbitru? Mamă, dar dacă vă uitați la ăștia doi, efectiv sunt amândoi identici, la jucătorul ăla și la arbitru. Da, în fin, săracul arbitru e faultat. Mamă, ce tackle, dar a vrut să bage și el tackle la rândul lui. Bine tackle-ul ăsta, dar mai văzut faza asta oricum. Ce tackle a vrut să bage aici arbitru. I-a dat galben, mă, i-a dat și roșu. Pentru comportament nesportiv, dar pur și simplu cred că l-a atins din greșeală. Cam ciudat arbitrul ăsta, ce să zic. Bă, frumos golul, frumos golul. Nu știu cum s-a întâmplat chestia asta, văd că și Thiago Silva era uimit efectiv. Nu s-a așteptat la chestia asta, am văzut golul ăsta recent. Părea că e o centrare normală, însă nu prea a fost normală. Nici Mendy n-a stat foarte bine aici. A fost surprins, s-a poziționat foarte bine și Musuaku reușește un super gol. Cele mai mari ratări, ia o să vedem cele mai mari ratări. Wow! Da, nu știu cum a ratat asta. Nu știu cum a ratat. Asta se întâmplă când ai piciorul de lemn, băieți. Mai departe. What? Ok, mingea lovește aici pe Harry Kane. Efectiv, omul meu n-avea nicio treabă. Nici nu prea era atent la fază, nu prea-l interesa faza aia din câte s-a văzut. Până la urmă a deviat cumva mingea, nu știu cui s-a pus golul, să fiu sincer. Aici Suarez, păi era puțină poftă de umărul lui Chiellini. Era puțină foame, băieți, ce vreți, n-am mâncat și el înainte de meci. Când se foame asta, n-ai ce să faci. L-a văzut pe Chiellini așa mai mare, a zis să ia o bucată din umărul lui, că intră bine. Da, nu știu, uitați-vă și la umărul lui Chiellini, bă, dar l-a mușcat, nu glumă. Uitați-vă că și pe el îl dor dinți la cât de tare l-a mușcat. Da, mă, Suarez vampirul, n-ai ce să-i ceri. Iar îl mușcă și pe Ivanovici. Dar nu înțeleg de ce, nu înțeleg de ce l-ai mușcat. Uite-te și tu, frate. Bă, înțeleg, îi dai o palmă, îi dai un pumn, îi dai ceva, dar să-l muști, asta chiar o înțeleg. A, și din nou n-a primit cartonaj roșu. Asta e direct de roșu, ești nebun, nici la taekwondo nu faci chestii de genul. Primește doar cartonaj galben. Da, bine arbitru, ce să zic. Da, bat și ai. A încercat ceva mișto, dar mai mult s-a făcut de râs. Get over here! Mamă, dar intră Harry Kane. Cam nervos Jurgen Klopp. Din nou, doar cartonaj galben pentru intrarea asta, clar de roșu, adică a intrat cu talpa sus, clar roșu la faza asta. Da, are foarte mult noroc la faza asta, îi se lipește mingea de cap, efectiv, de la gelul ăla cred că i s-a lipit mingea de cap. Băi, Eusebio, uite-l pe Eusebio, era Eusebio? Cred că Eusebio era. Frumos, frumos, frumos dribbling, frumos, centrare frumoasă și a dat gol Park Ji-sung, sau cine a dat gol? Ba nu, Nani l-a dat, bă. Ce gol reușește Nani, bă, dă-o încolo. Bă, dar mingea nu cred că se ducea în poartă dacă nu atingea portarul. Dar totuși mișto gol. Și a intrat în poartă. A intrat 100% în poartă, că am mai văzut faza asta într-un clip trecut, da. A tras așa la el. A tras așa la el, că a vrut să fie în siguranță. Hai că a fost în siguranță dacă e. Bine și portarul. Mamă, knockout, nu știu cum nu știa la knockout la faza asta. Cred că a văzut stele verzi. A dat gol cu capul sau cu piciorul, că nu înțeleg.
Cred că a dat și cu mâna, habar n-am cu ce a lovit jucătorul ăsta mingea, chiar nu știu cu ce a lovit mingea. Ronaldo, dar ce s-a întâmplat acolo la portar? Aaa, și-a luat craci, am înțeles. Deci și la nivelul ăsta se mai fac greșeli, băieți. Aaa, a fost călcat portarul, am înțeles, a fost călcat aici de Hea și va primi gol. Și nu știu dacă s-a pus sau nu golul, habar n-am dacă s-a pus, dacă a fost gol valid sau nu. Cred că s-a pus, bă. Asta e golul fantomă. Nici în filmele horror nu vedem așa ceva, băieți. Cea mai proastă performanță din istorie. Câte autogoluri? Ok, deci avem aici un autogol. Bă, dar zici efectiv că a vrut să își dea intenționat autogol. Încă un autogol? Încă un autogol, dar nu știu dacă e același jucător. Mamă, încă un autogol, ok. A, stai că avem un singur jucător aici. A, deci jucătorul ăsta a avut cea mai proastă performanță. Credeam că e echipa. În fine, a ratat și penaltii. Nu știu de ce l-au pus pe el să bată penaltul. Probabil să se revanșeze. Și a dat omul meu două autogoluri și a și ratat un penalti. Cam trist. S-a făcut de râs meciul ăla. Supărat, supărat. Wow. De ce? Cum a ratat? Omul meu era supărat că n-a primit pasă, dar a primit mingea pe tavă până la urmă și tot a ratat. Uite, da, asta nu ți-a dat, bă, pasă, că ratezi, că e slab. Aici încă un autogol, cred. Da, un autogol de generic, că a lovit cu piciorul și a dat singur cu mingea în față, efectiv. Un super autogol. Ia vezi. Bine, bine. Bă, ești nebun? Bă, ce? What? Deci a căzut aici? What? Cum s-a ridicat așa repede? E Theo Walcott, frate. Am văzut că s-a ridicat foarte repede Theo Walcott când era tânăr. Mamă, și celebrarea asta, ce-mi place celebrarea asta, e prea mișto celebrarea. Mamă, ce veche golul ăsta, golul lui Thiago Silva, care a fost valabil, din câte știu eu. De fapt, n-a fost valabil, dar teoretic a fost valabil. Adică arbitrul a anulat, doar că, na, golul a fost bun. Și? Ce se întâmplă? Că nu văd nimic, e calitatea prea proastă. What? Ce? What? Ok, bară aici, dar nu știu cum a fost aici încă o bară. Și nu știu cum a fost aici încă o bară dintr-un metru, nici un metru. Nu înțeleg cum au fost trei bări la rând. Du-te, mă, că n-ai cum. Ce? What? Așa ceva? Uitați-vă la aruncarea asta. Dar după a dat și asta mare foarfecă. Mamă, nu cred așa ceva, ești nebun. Așa aruncare de la margine și așa foarfecă. Cel mai bun gol pe care l-am văzut vreodată, ești nebun. Deci a fost mult prea mișto golul ăla, n-am ce să zic, mult prea șmecher. Autogol. A dat gol vântul, bă. Vântul e mai bun decât Ronaldo și Messi Prime, se pare. Da, ăsta a fost clipul, băieți, bă, a fost interesant. Unele din faze le știu deja, de asta nici nu prea mai fac reacții, că multe din faze le știu. Însă am avut și câteva faze noi, pe care nu le-am mai văzut până acum și au fost foarte interesante. Dacă v-a plăcut clipul, lăsați un like, un subscribe. Eu am fost Gianni, v-am pupat.